Astăzi am recepționat, după cum se știe, prima tranșă de 10.725 de doze. Ele au fost depozitate în ultracongelatorul care asigură o temperatură de minus 80 de grade, unde pot rămâne liniștit până când se distribuie la solicitarea direcțiilor județene de sănătate publică. Avem în area de responsabilitate județul Timiș, Arad, Hunedoara și Cara Severin. Într-un ultracongelator încap 97.000 de doze. În acest moment, vaccinul a ajuns la depozitul regional în cadrul Spitalului Militar Timișoara. Este vaccinul destinat celor patru județe din zona de vest, Timiș, Caraș, Arad, Hunedoara. În funcție de estimările fiecărui județ, se vor ridica de aici și vor merge către județe, către DSP-uri, iar DSP-urile le vor distribui către spitale. Pentru prima dată, după atâtea luni de tristețe, de frică, de teamă, avem motive de bucurie. Iată, lumința de la capătul tunelului se arată și faptul că putem să ne vaccinăm este practic începutul sfârșitului pandemiei și a situației în care ne-am aflat în tot acest an 2020, un an dezamăgitor pentru toată lumea. Așa cum voi face și eu, îndemn pe toată lumea să se vaccineze, pentru ca să scăpăm cât mai repede de toate aceste restricții, de toate aceste opreliști, de tot acest mod de viață cu care noi nu am fost obișnuiți până acum.